ce se numește explicație la protocolul secret adițional de la 23 august 1939, anexa 2, în protocol adițional secret datat în 28 septembrie 1939, semnat de Ribbentrop și Molotov și care prevede ca protocolul adițional secret semnat la 23 august 1939, cum că ar fi trebuit corectat în punctul 1. Anexa 3, o hartă de delimitare a sferelor de influență în Balcani, a Germaniei și URSS. În urma pactului Ribbentrop-Molotov, România este victima a 4 țări agresoare, URSS, Germania, Ungaria și Bulgaria. 1. Care presupune? 1. URSS a luat Bucovina de Nord, Basarabia și o parte din Ținutul Herța. 2. Prin dictatul de la Viena din 30 august 1940, Ungaria ia partea de nord a Ardealului. Prin așa numitul acord de la Craiova din 7 septembrie 1940, Bulgaria ia partea sudică a Dobrogei, numită Cadrilater, și Germania a luat în zona sa de influență ce a mai rămas. În consecință, dacă n-ar fi fost semnat acest pact, România ar fi fost cu granițele delimitate ca în harta ce urmează. Așa se explică importanța pactului Ribbentrop-Molotov de care am spus la începutul lucrării. La capitolul 6 m-am referit la relațiile moldo-române din perspectiva presei după aderarea României la Uniunea Europeană. După aderarea României la Uniunea Europeană nu s-au simțit multe modificări în ceea ce privește discursul jurnalistic. Doar că s-au vorbit nu de relațiile moldo-române, ci de relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, România fiind o poartă deschisă către UE pentru Republica Moldova. România a reprezentat, indiferent că a aderat sau nu, Republica Moldova în tot ceea ce a făcut. În concluzie, informația din presă poate fi considerată obiectivă doar dacă este analizată în mai multe publicații, adică cel puțin 3 surse, așa cum e normal ca o informație să aibă cel puțin 3 surse de 3 surse. Eu am 4. Și corect este cu orientare politică diferită, ținând cont că politicul își spune cuvântul în toate domeniile de activitate, nu te poți baza pe o singură publicație. Astfel, puzzle-ul unei realități reflectate în presă poate fi construit doar prin comparație a informației în mai multe publicații cu orientări politice diferite. Diferența dintre publicațiile analizate oarecum formează această realitate, zic eu, mai obiectivă decât ceea ce se scrie în toate 4 la un loc. Și în ce am constatat, presa din România oscilează de la stânga la dreapta, nu poți să îți dai seama foarte clar și nu este foarte limpede ce este de stânga, de dreapta, se oscilează în funcție de evenimente, iar în Republica Moldova lucrurile stau totuși mai clare din acest punct de vedere. Presa este mai transparentă. E mai vizibil care publicație este de stânga și care este de dreapta. Și asta a fost lucrarea mea. Sper că v-a plăcut. Mulțumim, Diana. Uite, avem o întrebare care spune în felul următor. Ce diferențe există între presa de limba rusă și presa de limba română din Republica Moldova? Diferența dintre presa în limba rusă și presa în limba română din Republica Moldova ar fi prin faptul că presa în limba rusă automat se apropie și reflectă simpatie pentru Rusia și cele în limba română oarecum mențin un echilibru și încearcă să mențină un echilibru, respectiv să se întoarcă cu fața spre România, deși foarte timid.
Astăzi lucrurile nu sunt foarte stabile. Oricum, politica a fost foarte instabilă în Republica Moldova. Și nu numai în Republica Moldova, dar acolo a fost foarte evident. Și presa a reflectat această instabilitate menținând un oarecare echilibru, dar cu greu. Cu greu, pentru că realitatea era prea vizibilă. Mai avem alte întrebări. Una dintre ele sună așa. Cum definim stânga și dreapta în Republica Moldova, din punct de vedere politic? Păi stânga, presa de stânga se definește a fi adepta principiilor de stânga, respectiv comuniste, și nu neapărat comuniste, dar se apropie de principiile prorusești, cu fața spre Rusia. Asta înseamnă stânga în Republica Moldova, oglinda Rusiei. Iar dreapta, România. Acolo se reflectă România, în stânga se reflectă Rusia. Și presa reprezintă câmpul în care are loc plasarea informației ca o minge de ping-pong de la stânga la dreapta. Mai avem o întrebare. Cât de monolită este presa românească și cea basarabeană? Cât de, să numim așa, compactă sau... Poftim? Unitară, da. Presa din România și cea din Republica Moldova. Da. Pot să zic că 50% din presa basarabeană mențin un echilibru și o apropiere între cele două state, între presa din România și Republica Moldova. Adică regăsim cam aceleași idei. Evenimentele sunt prezentate aproximativ la fel. 50% din presa din Republica Moldova așa prezintă lucrurile. Ce să mai zic? În România... mai puțin. 25%. Acum, România, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, automat și-a schimbat spectrul de interese și nuanțele, deși o parte încearcă să mențină să nu șteargă automat interesul României pentru Republica Moldova în discursul jurnalistic. Dar din an în an se pierde. Cu părere de rău. Mulțumim, Diana. Dacă aveți întrebări și din sală. Diana, dacă ai putea să lucrezi de mâine ca jurnalist și chiar lucrezi în principiu în România, dar dacă ai putea alege, unde ai dori totuși să lucrezi, cunoscând așa de bine presa din România și pe cea din Republica Moldova? Ai crede că ai putea face mai mult aici sau mai mult dincolo? Dacă aș lucra în presa scrisă, indiferent că e România sau Republica Moldova, aș prefera să scriu pentru Republica Moldova, dar din România, și pentru România, dar din Republica Moldova. Pentru siguranța mea personală și pentru a fi un adevărat jurnalist, că dacă nu, mai bine nici nu mă implic în presa scrisă. Trebuie să fii undeva din afară ca să scrii despre țara pentru care scrii. Cel mai bine, și toate personalitățile au scris
mult mai multe despre țara în care s-au născut, în afara țării în care s-au născut. Franța, în primul rând, mulți au fost plecați în Franța, știm foarte bine. Și acolo găsim multe documente despre România. Nu în România, din păcate. Mulțumim, Diana. Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări, îți mulțumim încă o dată și o rugăm pe Luiza. O rugăm pe Luiza Ungureanu să vină să ne prezinte cercetarea ei, care are ca temă violența din audiovizual. Succes! Mulțumesc! Bună ziua! Domn profesor mi-a făcut deja prezentarea mea, dar voi mai spune încă o dată, sunt Carmen Luiza Ungureanu, am terminat anul trecut specializarea jurnalism la Facultatea de Jurnalistică din Sibiu și am făcut o lucrare de licență pe tema violența lingvistică în presa audiovizuală. Înainte de a vedea capitolele pe care le-a avut cercetarea mea, aș vrea să spun că în primul rând m-a motivat faptul că violența a devenit un fel de leitmotiv al societății din secolul 21 și noi, ca persoane, suntem obișnuiți cu știri senzaționale care au în centru evenimente violente. Dar acest lucru nu este un lucru normal. Vreau să spun că mi-a făcut plăcere să scriu despre acest lucru, nu pentru că aș agrea această formă de comportament, dar pentru că am sperat că pot să fac un lucru bun. Acela de a arăta faptul că există foarte multă violență în mediul audiovizual, nu numai în mediul audiovizual, ci în toată presa. Acesta este cuprinsul lucrării mele. Primul capitol s-a intitulat Violența ca fenomen al societății contemporane. Al doilea, violența ca produs media, deoarece știm foarte bine că violența este născută într-un fel de media, dar și societatea oferă motive pentru ca presa să fie violentă. Al treilea, violența lingvistică în presa audiovizuală și ultimul capitol care conține și studiul de caz, violența limbajului în emisiunile de știri și divertisment. Ceea ce pot spune despre studiul de caz este că am avut în vedere să aleg două emisiuni care au ponderea cea mai mare de violență, atât de limbaj cât și fizică, pentru că sunt cele mai importante și sunt cele mai vizibile. Violența psihologică și economică sunt mai puțin vizibile și au o pondere mult mai mică. Primul capitol, am ales și un motto care cred că subliniază foarte mult acest capitol. Violența este ultimul refugiu al incompetenței. Sunt total de acord cu acest lucru. Suntem în secolul 21 și considerăm că suntem ființele cele mai inteligente de pe planetă și totuși apelăm uneori la violență, când ar trebui comunicarea să fie singura noastră modalitate de a ne face relații, de a rezolva o problemă. Am început prin a defini violența, bineînțeles, cu toții știm ceea ce înseamnă violență și ceea ce presupune acest lucru. O să subliniez doar termenul de forță, și faptul că trimite la ideea de putere, ideea de a avea puterea asupra cuiva, de dominație. Eric de Barbieu spune că violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social și care se traduce printr-o pierdere a integrității ce poate fi fizică, psihică sau materială. Al doilea capitol este violența văzută ca produs media. Aici am ales un alt motto care mi s-a părut că tot așa subliniază foarte mult conținutul capitolului meu. Brutalitatea presei nu e decât un reflex al brutalității societății.
Pot să subliniez aici faptul că și brutalitatea societății este un reflex al brutalității presei. Deci am putea să punem invers problema și este cam același lucru. Un subcapitol ar fi manipularea și senzaționalism. Cred că știe toată lumea ce înseamnă manipulare și ceea ce presupune acest lucru. Senzaționalism pot spune că vizează în primul rând emoția, senzaționalismul. Și deseori întâlnim în presă scrisă, mai ales și în audiovizual, această tendință de a oferi informației un aspect senzațional, pentru că atrage mai mult, ne face să fim mai atenți. Am zis, desigur, că efectele mass-mediei se pot manifesta în numeroase domenii ale vieții umane. Deci putem să întâlnim aceste efecte ale mass-mediei în aproape toate domeniile, cum ar fi social, cultural, politic, economic, până și religios. În mass-media se trece de la simpla informare concisă la un spectacol cu scene, lacrimi, eroi și personaje negative, finaluri fericite sau nedeslușite. Aici am rezumat pe scurt ceea ce înseamnă senzaționalism. Mirela Lazăr, în cartea sa Noua televiziune și jurnalismul de spectacol, subliniază faptul că știrea este transformată într-un element de spectacol ce trebuie să atragă, să șocheze. Este tocmai senzaționalismul de care am spus. Sunt total de acord cu Mirela Lazăr și mai mult pe această... am mers cam pe aceleași lucruri pe care le-a spus doamna Mirela Lazăr. Sunt de părere cu afirmațiile pe care le face dumneai cu părere la senzaționalism și la manipulare. Apoi am spus de ce mass-media se folosește de violență și când folosește mass-media acest termen de violență. Atunci când este vorba de criminalitate, adică furturi și crime, vandalism, distrugere de bunuri, scandaluri, isterie și violențe la evenimente de masă, violență xenofobă, violențele dintre bande, violența motivată politic. Această violență motivată politic este întâlnită mai rar, dar iese foarte mult în evidență. Al treilea capitol, violența lingvistică în presa audiovizuală. Dintre câte am observat eu în studiul meu de caz, cele mai frecvent promovate comportamente nocive în cadrul programelor TV sunt violența, sexualitatea, vedetismul și minciuna. Președintele CNA a spus că a observat și dumnealui această tendință și vestea proastă este că în continuare există un conținut violent prea mare în programele de televiziune. Apoi, dintr-un studiu CNA din anul 2009, am aflat că acea cantitate, adică cea mai mare de violență, se regăsește în emisiunile de știri. După cum știm, emisiunea de știri cu cel mai mare grad de violență este cea de la emisiunea de știri de la ora 5 de pe canalul ProTV. În filmele artistice, acestea foarte multe se regăsesc tot la canalul ProTV, 63,6% și în reality show-uri, 28,6%. Gen Acces Direct, și sunt și altele care sunt foarte urmărite de telespectatori și care au un grad foarte mare de violență. Studiul realizat de CNA despre care vă spuneam, reprezentarea violenței reale în mediul audiovizual românesc din 2009, a arătat faptul că cel mai des utilizată este violența verbală, după care este violența fizică. Și acolo aveți și ponderea fiecăreia dintre ele, adică 48,4% și 24,3%. După cum v-am zis, ProTV se află întotdeauna în topul cu scene de violență cele mai multe.
pe parcursul unei ore de transmisie. Apoi este urmată de OTV și Prima TV. După cum v-a zis, ProTV-ul are cel mai violent jurnal de știri, iar cele mai multe acte de violență, după cum am observat eu, au loc în casă. Sunt făcute în parc, acte de violență, pe stradă. Producțiile sud-americane sunt cele care promovează cel mai mult casa nipostază de loc violent. După cum ați observat și dumneavoastră, atunci când vă uitați la un film, este incredibil faptul că violența nu apare nu numai pe stradă, dar casa este văzută ca un loc, într-un fel malefic, aș putea spune, pentru că cele mai multe acte de violență se întâmplă în casă. Ultimul capitol, violența limbajului în emisiune de știri și divertisment. Am spus aici că violența verbală a trecut pe primul plan, iar cea fizică o urmează îndeaproape, violența psihologică și violența economică, apoi, pe ultimele locuri, violența socială și violența sexuală. Ce aș putea spune că la violența verbală, pe primul loc se află OTV-ul. La violența fizică, ProTV-ul, violența psihologică este Acasă TV cu poveștiri adevărate, violența economică, Realitatea TV, slide-ul. Înapoi. Și violența sexuală, tot OTV-ul. Cele mai frecvente forme de manifestare ale violenței de tip verbal din cadrul emisiunilor de televiziune sunt țipetele și ridicarea tonului, întreruperea celuilalt, insulte, injurii, limbaj licențios și obscen. Acestea le vom vedea în graficul următor, subliniate. După cum observăm, limbajul licențios și obscen are cea mai mare parte din acel grafic, apoi injuriile, țipetele și ridicarea de ton, insulta. Cel mai puțin este atacul la persoană. Ce aș putea să mai spun este faptul că s-a observat o invazie a oralității în limbajul televiziunii și aceasta este vizibilă prin termeni argotici, înapoi. Termeni argotici, cum este șpagă, expresii populare și expresii care aparțin altor limbi, precum loser și altele. Acestea sunt categoriile lingvistice pe care le-am întâlnit în cele două emisiuni de pe ProTV și respectiv Antena 1, Antena 3. Limba de lemn, elementele de argou, limbajul popular și familiar, expresiile tabu, cuvintele depreciative și injurile. Veți vedea în continuare unde le-am găsit și cu exemple pentru fiecare în parte. Știrile de la ora 5. Studiul realizat de CNA din 2009 a arătat faptul că din durata media a buletinului de știri, adică 50 de minute, durata media a știrilor violente în buletin este de 20,3 minute. Ponderea numărului știrilor violente este de 45,6, în timp ce numărul mediu de știri violente pe buletin este de 11,5, ceea ce este foarte mult pentru un buletin de știri. Nu mai văd 5 numai.
Dintre categoriile lingvistice, am întâlnit limba de lemn în știrile de la ora 5 și am împărțit în două categorii. Categoria accidentelor și categoria conflictelor. Ce pot spune este că aici întâlnim foarte multe clișee, cum ar fi însângerat, devastator, terifiant, în stare de șoc, groaznic, și în ceea ce privesc conflictele, legea pumnului, sângeros, a văzut moartea cu ochiul și a găsit sfârșitul. Aici aș vrea să subliniez faptul că Rodica Zafiu a făcut și dumneaei o lucrare, prezentă atât pe internet cât și în unele lucrări ale dumneaei, despre utilizarea clișeelor în presă, mai ales în mediul audiovizual. Există acea tendință de a pune accentul pe unele lucruri, deși nu sunt chiar atât de spectaculoase. Și deseori jurnaliștii folosesc clișee, această limbă de lemn. Apoi, câmpurile lexicosemantice. Aici am întâlnit trei teme predilecte: tema morții, tema groazei și câmpul semantic al criminalității. Am dat câteva exemple pentru a putea ilustra aceste teme. Zăcând fără cunoștință, a murit în somn, a murit. Din tema morții, din tema groazei, mașina a fost izbită în plin de o alta, de la pastile i s-a tras sfârșitul, două atentate sinucigașe au avut loc la metrou, iar 39 de oameni au murit. Din câmpul semantic al criminalității intră tot ce are legătură cu criminalitatea și este puțin descris într-un fel aparte, adică atacat de trei ciobani, a fost împușcat în ochi, adică se aduc foarte multe detalii pentru a descrie teroarea. Am întâlnit de asemenea mărci ale subiectivității care se manifestă prin categorii morfologice, cum ar fi substantive, adjective și verbe. Substantive apreciative, cum sunt monstru, măcelar, violator, care fac parte din câmpul agresorilor, și din perspectiva spectacolului am remarcat câteva câmpuri semantice specifice, adică dramele personale sunt ilustrate prin lacrimi, necazuri, lovitură, cimitiri, chinuri. Problema criminalității e ilustrată prin cuvinte ca criminal, victimă, asasin, crimă, iar teroarea, iad, groază, agonie. Adjectivele precum devastatoare, dezlănțuită, sfâșiat. Acestea capătă o încărcătură emoțională mare atunci când se află lângă substantive care descriu teroarea și accentuează foarte mult. Pot spune că am ales această emisiune deoarece este cea mai violentă emisiune tip pamflet de divertisment. Poza pe care am ales-o este evidentă forma de violență utilizată. Mircea Badea a fost violent cu un laptop pe care l-a făcut bucăți. Pot spune că este atât o sursă de violență de limbaj cât și de violență fizică. Iar 21,1% din durata întregii emisiuni este ocupată de limbaj violent, ceea ce este foarte mult pentru o emisiune nu numai informativă, ci și de divertisment. Aici avem un grafic prin care observăm faptul că din toate acele emisiuni, în gura presei este lider în ceea ce privește durata media a unui act de violență, adică 59 de secunde, ceea ce este foarte, foarte mult. Am întâlnit de asemenea termeni depreciativi și injurioși din două categorii. Le-am împărțit eu în două categorii, pentru că Mircea Badea, în primul rând, instigă la violență, mi-a venit să-l omor, un cap în gură, cea mai tare zmără îndoială, se băteau ăia ca achiorii, mi-a venit să-i torn acid pe gât, să vă fac buzele reci. Și ofense la adresa persoanelor, nu numai publice, dar și persoane obișnuite. Dobitoci, ciumpalaci, internauți, cretini, țigan borâți, oligofreni, etc. Elementele de argou și expresii tabu. În ceea ce privesc elementele de argou, pot spune că folosește foarte des cuvinte precum zmără îndoială, șpagă, a ciumpăvia, face mișto.
să se dea șmecher, tămbălău. Totul în încercarea de a ironiza caractere. Ironia la el este foarte des întâlnită și este împletită cu insulta, mai atunci când vine vorba de oameni care nu își fac treaba după cum ar trebui. Aici vorbesc despre jurnaliștii de la alte programe TV. Am împărțit în trei categorii cuvintele pe care le folosește el, cuvintele violente pe care le folosește el. Ironia, de exemplu, este vizibilă în exemplele pe care le-am dat. A rămas cineva nefăcut varză? Să te gherene pe mufă. Ăștia de la Realitate au scremut o emisiune despre bloguri. Să repunem mizeria în funcțiune, mă doare în cot. Insulta, cretinism, imbecilitate, zdescrierat, etc. Violența fizică și verbală. Pot spune că uneori violența verbală este urmată de violență fizică și acest lucru este clar vizibil în emisiunile sale. Nu am mai scos cuțitul din buzunar. Mă duc din prima să-i dau unde știu eu. Vorbește așa, deci vine să-i crăpi capul. Cred că sunt nebun, schizofrenic. I-am nenorocit. Concluziile mele. Pot spune că dacă dorim, putem să găsim o motivare a violenței. Dar consider că suntem într-un secol în care totul trebuie rezolvat prin comunicare și prin relaționare. Deci violența nu își are loc într-o societate care se crede una atât respectabilă cât și civilizată. Am observat pe parcursul prezentării mele faptul că media este sursa principală de violență prin propulsarea evenimentelor spre senzațional, spectacular, incendiar, terifiant. Pe lângă comportamentul violent ilustrat în direct, mai luăm parte la spectacolul cuvintelor adresate cu ură în scopul răzbunării sau denaturării realității. Imaginile violente ne conving, iar cuvintele agresive ne perturbă. Ceea ce pot spune despre știrile de la ora 5 este faptul că traduc o Românie violentă, atât din punct de vedere verbal, cât și fizic. Ultima concluzie a mea este faptul că mediul audiovizual este dominat atât de violență fizică, cât și de cea de limbaj. Cea din urmă categorie demonstrează neprofesionalism și interesul omului modern de a forța limitele prin orice mijloace. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Luiza. Să știi că ai multe întrebări la care trebuie să răspunzi. Cu care să începem, să vedem acum. Uite, chiar cu prima, ce soluție propui pentru reducerea gradului de violență media? Ce soluție propun pentru reducerea gradului de violență media? Păi eu aș putea propune viitorilor jurnaliști să încerce să atenueze acest grad de sensibilizare în masă a oamenilor și de a încerca să redea evenimentul așa cum este, fără a apela la manipulare sau la senzaționalism. Adică cel mai simplu lucru este să vedem lucrurile așa cum e, așa cum sunt, fără să fim subiectivi sau să trecem totul prin viziunea noastră mai aventuroasă. Să încercăm să fim unici prin limbaj, să inovăm, dar în același timp să încercăm să arătăm lucrurile așa cum sunt. O a doua întrebare era legată de limba de lemn. Întreba probabil un student sau o studentă care se uită la noi acum, dacă poate fi considerată limba de lemn o formă de violență a limbajului. Da, după cum am zis și cum am arătat și în studiul meu, limba de lemn, prin clișeele folosite de jurnaliști, reprezintă chiar un grad de violență foarte mare.
cuvintele pe care le aleg jurnaliștii, de exemplu, zmărândoială sau este un clișeu tipic Mircea Badea acesta, dezastruos, lovit fără milă. Clișee de genul acesta nu își au locul în jurnalismul de azi. Deja sunt utilizate și deja lucrurile utilizate nu își mai au rostul și nu mai au calitățile pe care ar trebui să le aibă. Nu consider că, consider că limba de lemn poate fi o formă de violență, de limbaj. O a treia întrebare se referă la blogări. Cum vezi violența din new media? De exemplu, bloggerul Pitici Gratis. Pitici Gratis. Violența din bloguri o consider nemotivată. Bineînțeles, și violența de pe internet o consider nemotivată. De fapt, toate felurile de violență eu le consider nemotivate. Cum am zis, cel mai bun lucru este să comunicăm în așa fel încât nimeni să nu aibă de suferit și nici măcar situația în sine să nu aibă de suferit. Mulțumim încă o dată. Avem să-ți mulțumim de multe ori, să știi. Mai avem o întrebare despre violența verbală. Este nivelul de violență verbală din media românească semnificativ mai ridicat decât în mass media din Uniunea Europeană? Pot spune că nu am studiat foarte bine mass media din Uniunea Europeană, dar studiind totuși mass media din România, pot spune că are un grad foarte mare de violență și mi-e greu să cred că cineva ne-ar putea întrece. Sinceră să fiu. Dacă e cineva, să mă anunțe și pe mine sau o să încerc să aflu eu. Dar mi-e greu să cred acest lucru. Suntem învingători la asta. Cred eu. Mulțumim, Luiza. Alte întrebări? Da? Dar alte întrebări din sală. Cred că din sală sunt întrebări. Oricum, mulțumim și celor care ne-au adresat întrebările și ne-au ascultat pe parcursul acestor ore. Ne bucurăm că până la urmă s-a terminat oarecum cu bine, am avut o mică problemă tehnică, dar lucrurile s-au rezolvat mai repede decât am crezut noi. Mulțumim Simonei Ciupe, mulțumim Dianei Tuchiluș, Luizei Ungureanu pentru prezentări, pentru curaj. Trebuie să apreciem lucrul ăsta. Și de asemenea, în mod deosebit, trebuie să-i mulțumesc doamnei profesoare, conferențiar dr. Ioana Narcisa Crețu pentru sprijinul pe care mi l-a acordat. De fapt, aici suntem doi coordonatori, nu numai eu, și o să o rog pe dumneai să ne spună câteva cuvinte și vă așteptăm aici, alături de noi. Mulțumesc, Gabi. Mă bucur foarte mult că am putut realiza de la Sibiu o transmisie spre ceilalți colegi. Noi am văzut prezentările lucrărilor lor de cercetare și ne-a plăcut această idee de a putea face o repetiție, ca să spunem așa, care să fie în folosul, în primul rând, al studenților noștri și aici sunt o bună parte din studenții noștri din anul 3 și sper că le-a folosit această experiență, sper că nu s-au speriat prea tare de cum va trebui să fie și prezentarea lor la licență. Iar noi sperăm ca această prezentare a celor trei lucrări să fi fost interesante în primul rând și pentru cei care ne-au ascultat și ne-au văzut astăzi și așteptăm să avem tot mai des asemenea participări în direct a cât ori mai multor colegi de-ai noștri.
Mulțumesc, Gabi, este o reușită, consider eu. Mulțumim frumos. Îi mulțumesc și lui Dan Claudiu Buzdugan. Ne-a salvat și ne-a ajutat foarte mult. Și dacă mai aveți întrebări din țară, suntem dispuși să mai așteptăm un pic. Dacă nu, vă mulțumim tuturor pentru participare și ne bucurăm că am putut să facem pasul acesta, cercetare studențească online, și sperăm că și altă dată vor mai fi prilejuri sub alte forme. Mulțumim pentru felicitările adresate și noi vă felicităm de asemenea pentru proiectul pe care îl aveți de pe Academos, pentru munca, pentru dăruirea pe care o aveți, pentru formarea și dezvoltarea aptitudinilor și interesului pentru cercetare științifică și teoretică aplicată a studenților din primele două cicluri de învățământ superior din domeniul științelor sociale și politice. Și păstrăm legătura. La revedere la toți! Să faceți prezența. Aia v-am zis eu. A, prezența. Da. Nu, dar zic că ne mulțumesc și pentru cadarea timp. Da. Uite, Diana, adresa ta de la Vitea, ai colocarea academică. Aici. Nu face de contact adresa de mail. 1889, pentru colocarea de academică. Eu am un pic. Da, tu ai obținut. Echipa, să mai rămâneți puțin, echipa.